Bine v-am regăsit, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți programele VPTV. Astăzi ne aflăm la Valea Doftanei, mai precis în biroul domnului primar Lucian Costea. Bine v-am regăsit, domnule primar. Bine ați venit. Domnule primar, suntem la începutul anului. Din păcate nu putem vorbi despre buget foarte mult, deoarece nu a fost încă votat în Parlament. Urmând pasul următor, votarea și adoptarea bugetului județului, abia apoi bugetele localităților vor ajunge în consiliile locale pentru a fi discutate și votate. Dar în ciuda acestui lucru, presupun că ați creionat așa un proiect de buget, vă gândiți cum ar trebui și cum ar putea să arate bugetul localității Valea Doftanei în acest an și presupun că v-ați stabilit niște proiecte pe care să le demarați sau să le puneți în practică în acest an. V-aș ruga să vorbim despre creionarea aceasta de buget, cum ar arăta bugetul în viziunea dumneavoastră și despre proiectele pe care vi le-ați propus pentru acest an. Trebuie să menționăm și faptul că suntem după sau încă într-o perioadă de criză generată de pandemie, care nu ne dă un entuziasm deosebit, dar totuși avem încrederea finanțărilor deschise pe care le avem și cred că pe ce am creionat noi, ce am gândit pentru anul ăsta, va fi un an bun. Așa cum am reușit să trecem și anul trecut prin criză cu realizări, și anul ăsta în Valea Doftanei vor fi investiții care deja au fost licitate. Și așteptările pe care le avem pentru ceea ce am propus anul ăsta, sper să le împlinim. Mă face să cred treaba asta și îmi dă speranță și măsurile care au fost luate și propunerile în ultimul timp la nivelul județului Prahova. Așa cum știți, într-o emisiune anterioară a dumneavoastră, am făcut niște precizări referitoare la așteptările care le avem noi de la cei care vor câștiga alegerile. Era o emisiune înainte de alegeri și noi aveam speranța unei reforme a Consiliului Județean și direcționarea sumelor și în nordul județului, o zonă care a fost cam uitată în ultimii 20 de ani, să zicem. Și vedem că se întâmplă treaba asta. Recent a fost aprobat proiectul drumului de la Gura Vitioarei pe Transbaiu până la Zuga Bușteni, un lucru pe care noi îl dorim și îl așteptăm foarte mult, care va dezvolta un domeniu schiabil incomparabil cu ce este în România la ora asta. Și chiar ieri s-a depus o cerere de finanțare pentru un trenuleț care va funcționa în Munții Baiului. Sunt niște un lucruri... Un fel de mocăniță... Da, un fel de mocăniță în vârful muntelui. Foarte interesant. Ceva similar cu ce vedem și în Elveția. Sunt lucruri care sunt la nivel de cerere de finanțare, dar noi așa am sperat și cu drumul că va ieși și a ieșit, la o valoare de 88 de milioane de euro. Nu, o sumă fantastică, bani, da. Sunt mulți bani. Și ne bucurăm de asemenea că drumul spre Brașov își continuă parcursul. Recent au fost făcute discuțiile la nivelul județului Brașov privind scoaterile din fond forestier pe parcursul drumului și aici vreau să fac o precizare pentru cei care ne privesc și care sunt iubitori de pădure și de mediu. S-a făcut o confuzie crezând oamenii că se va tăia o pădure ca să facă acest drum. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că acest drum există și aceste scoateri din fond forestier despre care vorbim sunt doar supraalărgiri în anumite zone unde proiectanții dau un alt fel de curbă sau alt fel de înclinare a drumului. Deci nu se taie o pădure ca să se facă un drum. Drumul există și există de zeci de ani. Și străbată această pădure despre care bineînțeles, s-a vorbit. Străbată această pădure și sunt zone laterale care vor fi scoase din fondul forestier. S-a întâmplat discuția asta pe județul Brașov acum o săptămână. Săptămâna viitoare vor fi discuțiile și pe județul Prahova și cred că avem toată înțelegerea și susținerea ca să mergem foarte rapid prin treaba asta. Iar în bugetul de stat sunt sumele prinse pentru a continua această lucrare, care la ora asta are studiu de fezabilitate finalizat. Deci avem cifre, avem indicatori tehnico-economici și știm despre ce vorbim la ora asta.
Acum, astea sunt cele două proiecte care sunt foarte mari și care vor schimba Valea Doftanei, care e adevărat că nu sunt gestionate, nu sunt dirijate cumva din postura asta de consiliu local sau primar, da, dar atât autoritățile județene cât și guvernul văd că în continuare sunt alături de zona de nord a județului Prahova și în special de Valea Doftanei. Fapt care mă bucură și e și o satisfacție a mea că am avut dreptate când am spus că Iulian Dumitrescu, dacă va veni, va face reformă. Este un lucru care mă bucură. Toate proiectele despre care ați vorbit vor contribui la o dezvoltare fantastică a potențialului turistic al zonei. Din celelalte puncte de vedere, mă refer la posibilități de capacități de cazare, de alimentație publică, Valea Doftanei va fi pregătită în momentul respectiv pentru, să spunem, un număr mult mai mare de turiști? În momentul ăsta, Valea Doftanei nu este pregătită pentru treaba asta, din mai multe puncte de vedere, și aici intrăm pe ceea ce putem noi gestiona sau ce sprijin mai avem nevoie în zona asta de a ne întări capacitatea de a reacționa în fața oamenilor care vin și fie se instalează cu case de vacanță, fie cu investiții hoteliere sau pensiuni în localitatea noastră. Ne confruntăm cu unele lucruri și aș vrea să intru în detaliu despre lucrurile care sunt acum în bucătăria noastră internă, în Valea Doftanei, și m-aș referi în primul rând la problema gunoaielor. Nu am avut o mare problemă, așa cum am văzut în alte localități, cu gunoaiele, dar a fost un efort extraordinar din partea noastră și cheltuieli foarte mari pentru a menține zonele publice sau uneori am intervenit chiar în zone care nu erau ale noastre, dar am făcut curățenie și simțim cumva că începe să ne depășească subiectul pe de o parte. Pe de altă parte, observăm o insistență a operatorului economic de a obține niște bani pentru niște servicii neprestate și solicitarea unor sume necuvenite. Fapt pentru care deja avem un început de mediere și, pe de altă parte, un litigiu care pe un alt segment tot cu această societate, cu acest operator, care înțelege să încaseze bani direct de la primărie pentru, susținând că colectează gunoi de la persoanele la care nu colectează sau că strânge o cantitate de gunoi din zone în care nu strânge. Și de fapt noi plătim treaba asta. Am făcut o urmărire a modului în care se ridică gunoiul timp de 3 săptămâni la rând, adică sâmbăta când se ridică gunoi, și am constatat faptul că cantitatea de gunoi nu corespunde cu solicitarea lor financiară și că nu sunt luate gunoaiele de la persoanele la care sunt susțin că dânșii colectează gunoi. Bineînțeles, aici sunt două aspecte. Pe de o parte, cererea nejustificată a operatorului, pe de altă parte și înțelegerea cetățenilor că trebuie să-și facă toată lumea un contract pe gunoaie. Și va trebui în perioada următoare să facem treaba asta și, bineînțeles, vom aproba și acea tasă specială care facilitează încasarea banilor de la cetățeanul care nu-și face contract direct de la primărie. O taxă de salubrizare a localității. Exact, în situația în care nu-și face contract. Însă, nu este un lucru ușor. Noi avem toată disponibilitatea să susținem operatorul de a face treaba asta, dar să facă o treabă serioasă. Văd că șchiopătează și pe șchiopăteala pe care o are, vrea să obțină niște bani de la noi care nu sunt cuveniți, care sunt injusti. Deci asta ar fi o mare problemă și o să o urmărim în perioada asta. Anul ăsta încercăm să conștientizăm și cetățenii privind colectarea selectivă și de a realiza contractele, operatorii, persoane juridice, pensiuni, să facă contractul pe persoană juridică așa cum este normal, este un lucru pe care îl vom începe în anul ăsta și vrem să-l finalizăm până la
sfârșit. O altă problemă pe care o cunoașteți, care mereu am tot discutat-o, este problema apei potabile, care am spus că anul ăsta trebuie rezolvată. Avem un desfășurare lucrările la captări, care momentan au avut o perioadă de întrerupere, vor continua și vom avea captările refăcute în condiții bune. Mai avem nevoie de sume pentru realizarea unor bazine de purificare, de decantare a apei, pe care avem promisiunile că le vom avea în parteneriat cu Consiliul Județean. Și sper ca această problemă foarte mare să o rezolvăm. În curând așteptăm să vedem care este varianta de finanțare pentru extinderea sistemului de canalizare și va fi un lucru pe care îl vom aplica acolo unde considerăm că sunt avantajele mai mari și a nu ajunge în situația unor localități în care s-au făcut investiții prin Hidro Prahova care nu sunt funcționale. Nu vrem așa ceva și ne bucurăm că nu am intrat în Hidro Prahova și nu ne-am împotmolit în niște investiții de canalizări care de fapt nu ar funcționa și la care oamenii să plătească foarte mult. Dorim să facem canalizare în Valea Doftanei cu microstații de epurare și cu fose septice individuale, ecologice, o soluție care într-adevăr se poate aplica în zona de munte. Nu s-a putut face în anii trecuți așa ceva, nu exista nici posibilitatea de finanțare pe modalitatea asta de sistem de canalizare, dar în urmă cu un an s-a hotărât că se pot finanța și astfel de investiții. Finanțare venită din fonduri europene? Din fonduri europene, dar momentan nu sunt deschise finanțare. Și sperăm că noi suntem pregătiți, sperăm că vom accesa segmentul ăsta și că undeva, începând cu anul care urmează, să începem și această investiție care nu e ușoară și care trebuie făcută cu foarte mare grijă. Că și atunci când faci un lucru, sunt e și costisitoare și dacă tot o faci, mă uit și eu pe la televizor și văd în localități în care, foarte multe localități în care s-au făcut aceste investiții, nu sunt funcționale, generează costuri la oameni, dar ele nu aduc niciun folos. Adică noi spunem că facem o treabă bună, dar de fapt e proastă. Și nu vreau să se întâmple treaba asta. Și nu în ultimul rând, referitor la utilități, pentru că o luăm așa în ordine cu investițiile mari, utilitățile, am ajuns la pragul cererii de finanțare pentru gaze. S-a aprobat parteneriatul cu Consiliul Județean, un lucru neașteptat, chiar surprinzător pentru noi, viteza cu care, în special, administratorul public al județului a reușit să facă treaba asta. Și chiar astăzi suntem în procedura de ridicare de pe SEAP a studiilor de fezabilitate și ridicărilor topo pentru localitățile în care suntem noi, cu care suntem noi afiliați, respectiv Șotrile, Secăria, Talea. Și deja am avut întâlniri cu Transgazul pentru a defini traseul conductei magistrale și amplasarea SRM-urilor pentru cele trei localități care sunt în partea de est. Asta este un lucru care văd că se mișcă. Sunt oameni care lucrează bine la Consiliul Județean pe treaba asta și am mare încredere că va evolua destul de rapid această investiție. Cam asta ar fi cu utilitățile și dacă nu vă supărați, aș vrea să trec și la niște lucruri mărunte. Dar importante, presupun, destul de importante, pentru cei care cetățenii din Valea Doftanei trebuie să le cunoască și sper să aibă și înțelegere pentru ele. Mă refer îndeosebi la parcarea mașinilor pe șosea. Este un disconfort destul de mare. Într-adevăr, s-au cumpărat în ultimii ani multe mașini,
mulți oameni au două, trei mașini, nu au loc de parcare. Înțelegem treaba asta, dar nici parcarea pe șosea nu este o soluție. Și vom începe o acțiune în care să conștientizăm populația că locurile de parcare trebuie să existe atunci când te gândești să-ți cumpere o mașină. Nu trebuie administrația să vină să-ți găsească soluția, trebuie să o ai tu înainte de achiziție. Nu vom fi absurzi. Avem înțelegere și vedem și noi cum e în toată țara și nu numai în țara, și în alte locuri. Situația asta a parcărilor e o presiune. Dar totuși trebuie să decongestionăm cel puțin zona centrală a localității, pentru că, iată, localitatea e din ce în ce mai vizitată, a devenit atractivă, sunt din ce în ce mai mulți oameni. De multe ori Uezul dă traseul prin Valea Doftanei atunci când este aglomerație în zona Nistorești-Comarnic și, bineînțeles, că este un mare disconfort. Sper să înțeleagă și oamenii, vom face și noi eforturi de conștientizare și este un lucru destul de important. Alături de acest lucru și tot în acest sens sunt drumurile forestiere. Chiar ieri am avut o discuție cu directorii Direcției Silvice privind colaborarea pentru refacerea drumurilor forestiere care nu sunt în zona noastră de competență, dar prin colaborare cu Direcția Silvică sperăm să reușim ca în anii care urmează să ajutăm reabilitarea unor drumuri, chiar prin preluarea către administrația locală a acestor drumuri, pentru a aduce un plus de frumusețe zonei, fiindcă, de fapt, în Valea Doftanei se aseamănă un pic cu zona Bram-Moeciu, oamenii vin să se relaxeze, găsesc pensiuni de calitate și doresc să facă plimbări. Este neplăcut să mergi pe un drum care este prost sau în care ce e în jur e neamenajat sau neîntreținut. Vrem să facem treaba asta, va fi o muncă foarte mare. Aici și agenții economici care fac exploatări forestiere în zonă trebuie să înțeleagă că lucrurile se desfășoară acolo, în zona în care este permisă și nu pe drumul public. Și va fi într-adevăr o perioadă în care sperăm să punem lucrurile la punct aici. Dar dorim foarte mult să le punem. Dorim să avem păduri curate, dorim să avem drumuri forestiere frumos amenajate, care pot fi parcurse în limita legislației de către turiști pentru a vedea frumusețile naturii. Este păcat să mergem pe niște drumuri să ne rupem mașinile sau să putem să le parcurgem cu bicicletele, așa cum vedem și noi în țările civilizate. Am văzut anii trecuți în Austria piste de biciclete care parcurgeau pădurile și, bineînțeles, că sunt limite impuse de codul silvic. Dar aceste lucruri, dacă există în alte parte, trebuie să existe și la noi. Pentru că nu poți să aduci turiști în Valea Doftanei să-i pui să meargă cu bicicleta pe zona centrală. Da, trebuie să fie niște trasee care să fie omologate, care să fie amenajate. Și acest lucru este foarte greu dacă citești legislația. E foarte dificil. Undeva trebuie să întâmple cumva niște modificări ale legislației să poată permite în anumite limite în care să nu fie afectat fondul forestier și amenajări de acest gen. Sunt lucruri care țin de infrastructura rutieră, infrastructura rutieră în care noi astăzi deja am început investițiile. Astăzi am început demolarea podului Ermeneasa pentru a construi un nou pod. Avem trei poduri anul ăsta care se vor realiza. Sunt câteva străzi care vor fi reabilitate, nu cu sume mici, cu sume destul de mari. Exact cum vă spuneam înainte, chiar dacă este pandemie, avem investiții și le derulăm. Observ acest lucru. Da. Și sperăm că pe partea rutieră, așa cum s-a văzut și în ultimii ani, noi, administrația, am făcut eforturi, am reușit să aducem finanțări și am dezvoltat infrastructura rutieră la niște condiții rezonabile pentru Valea Doftanei.
sperăm că și oamenii să vadă ce a făcut administrația și să mențină acest ritm de a întreține sau de a avea un respect față de investițiile făcute. Sunt surprins de anumiți cetățeni care stau pe gard și așteaptă să vină cineva de la primărie să le curețe șanțul. Asta este un lucru neplăcut și chiar și în mod legal oamenii trebuie să citească că au niște obligații și atunci când e zăpadă să-și curețe în față și șanțul din fața curții este rușinos să stea cu șanțul înfundat și nu poate să dea cu o mătură. Nu se poate așa ceva. Am demonstrat 4 ani de zile că investim, că suntem în stare să facem lucruri în Valea Dofteanei și cetățenii trebuie să pună umărul la treaba asta, să întrețină și să ajute. Pentru că e vorba de un efort colectiv, da, și al administrației și al cetățenilor. Bineînțeles. Trebuie să înțeleagă și oamenii că facem lucruri și că toată lumea trebuie să contribuie, să pună umărul la treaba asta. Aud tot felul de discuții că sunt plătitori de taxe oamenii. Încasările la buget pe acest segment de impozite auto sunt mici. Adică sunt cele mai mici. Da. Dacă avem încasări de peste 90% în orice fel de segment, în zona taxelor auto avem, de exemplu, încasări de 45% persoane juridice și 55% persoane fizice. Adică nu prea este justificată nemulțumirea că, domnule, vrem drumuri atâta vreme cât taxele auto nu se plătesc. Nu este un lucru corect. Oamenii trebuie să își facă datoria și în treaba asta de a plăti taxele, de a respecta comunitatea și pentru cei care ne calcă pragul și vor să devină cetățeni sau să facă investiții în Valea Dofteanei să ne respecte. Noi respectăm pe oricine intră în Valea Dofteanei, dar cerem respect. Autoritățile publice sunt la dispoziția cetățenilor, avem disponibilitatea să ascultăm un om sau să îi oferim sprijin sau necesitățile pe care le are în zona gospodăriei proprii, dar nu suntem sluga nimănui. Nu dorim să fim tratați ca slugă pentru că nu suntem slugi. Suntem oameni care ne facem treaba cu responsabilitate, dar trebuie și noi să fim respectați. Nu se poate ca funcționarii publici să-și facă datoria și oamenii să facă, să aibă o atitudine nepotrivită la adresa funcționarului public. Am creat o echipă, cred că bună, și asta aici intrăm într-o altă zonă pe care vreau să o atingem astăzi. Am creat o echipă bună la nivelul primării. Domnule primar, dacă îmi permiteți, haideți să păstrăm subiectul ăsta pentru ediția următoare a emisiunii, pentru că nu mai avem timp. De acord. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru toate aceste informații și spuse pe un ton foarte tranșant, foarte direct, ceea ce eu personal apreciez foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru această discuție și pentru informațiile pe care le-ați oferit locuitorilor comunei Valea Dofteanei și aveți multă, multă treabă acest an, multe proiecte, multe investiții și unele dintre ele pe sume absolut uluitoare, să spunem, dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat în ultimii 10-20 de ani în această zonă. Nu pot decât să vă urez spor la treabă și mult succes, domnule primar. Și vă mulțumesc că sunteți alături de noi mereu. Întotdeauna. Vă mulțumesc că ați urmărit această emisiune. Până când ne vom revedea, toate cele bune!